Nissan Qashqai este unul dintre cele mai bine vândute crossovere din Europa. Iar acum primește o nouă motorizare de 1,3 litri supraalimentată ce dezvoltă 157 de cai putere și poate fi cuplată în premieră cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj. Pentru astăzi aveam pregătit o întreagă prezentare aici în această carieră de piatră părăsită, dar pentru că bate vântul foarte, foarte tare, o să continuăm această discuție în mașină. Așadar, Nissan Qashqai este unul dintre cele mai reprezentative modele din segmentul crossover-elor. Și spun asta pentru că este unul dintre acele modele care pur și simplu a definit și a construit acest segment. Prima generație Nissan Qashqai a fost lansată în 2007. De-a lungul primilor 10 ani de existență, Nissan Qashqai s-a vândut la nivel global în peste 3,3 milioane de unități. Mai mult decât atât și poate mai important pentru noi, este faptul că 2,3 milioane din acele unități au fost comercializate în Europa, punând astfel Qashqai-ul pe primul loc în segmentul său. În 2017, sau mai exact la jumătatea lui 2017, Qashqai a primit o serie de îmbunătățiri destul de majore mai pe la toate capitolele, atât la nivel de design exterior, cât și la chestii care se văd mai puțin cu ochiul liber și care țin mai degrabă de caracterul tehnic al mașinii. Printre modificările primite de Qashqai se numără și o grilă frontală redesenată, plată, ce ascunde senzorii pe care se bazează o parte din sistemele de asistență. Mai mult, senzorii de parcare sunt acum integrați perfect în bara spate. Camerele video ale sistemului de parcare cu vizibilitate la 360 de grade sunt la rândul lor ascunse în oglinzile exterioare. Pe lângă toate aceste modificări estetice, crossover-ul Nippon a primit noutăți importante și sub capotă. Finalul lui 2018 a marcat un nou pas important pentru Qashqai, și anume introducerea unei noi motorizări de 1,3 litri supraalimentată ce vine în două versiuni de putere, 140 și 160 de cai putere. Această nouă motorizare vine să înlocuiască vechile motorizări de 1,2 litri și 1,6 litri. Iar diferențele sunt majore, atât când vine vorba despre comportamentul dinamic, dar mai ales când vine vorba despre consum și emisii. Acum eu conduc versiunea de top, cea care este echipată cu motorizarea de 1,3 litri și 160 de cai putere. Mai exact este vorba de 157 de cai putere. De exemplu, sprintul de la 0 la 100 de km pe oră durează 10,1 secunde, iar viteza maximă este de 198 de km pe oră. În același timp, consumul mediu rămâne sub 6 litri la 100 de km, ceea ce mie mi se pare foarte, foarte important. O altă premieră pentru un Nissan în Europa este aducerea unei noi transmisii, adică o transmisie nouă cu dublu ambreiaj și 7 trepte, exact cea pe care o am și eu acum. Această nouă transmisie a venit să înlocuiască vechea transmisie de tip CVT care echipa modelele Nissan. Avantajele noii transmisii comparativ cu vechea transmisie de tip CVT sunt indubitabile. Pur și simplu, mașina este acum mult mai plăcută de condus, comportamentul dinamic este foarte plăcut, iar această transmisie te ajută mereu să ai parte de suficient de multă putere și suficient de mult cuplu pentru accelerații în reprize. Momentul acestei versiuni de motorizare este de 270 Nm și este disponibil începând cu 2000 de rotații pe minut. Iar atunci când ai această transmisie automată cu dublu ambreiaj care știe să retrogradeze treptele foarte, foarte bine, e clar că accelerațiile în reprize sunt exact așa cum ar trebui să fie. Mai mult, acest motor livrează puterea pe o plajă destul de mare de turație și o livrează constant și foarte, foarte cursiv. Așa că te poți baza pe acești 157 de cai putere pentru cam orice ai avea nevoie să faci. Din punct de vedere al comportamentului sportiv sau al impresiei pe care Nissan Qashqai o lasă celui de la volan, pot spune clar că această mașină își ascunde foarte, foarte bine dimensiunile și îți oferă un comportament dinamic sau un comportament rutier mult mai apropiat de cel al unui model compact decât al unui crossover sau SUV compact. Iar asta se întâmplă pentru că direcția este foarte precisă, destul de rapidă, iar mișcările de ruliu sunt foarte bine ținute în frâu de noul setup al suspensiei. Mai ales atunci când mașina este echipată cu jante pe 19 inci, e clar că nivelul de aderență este ceva mai mare. Pe de altă parte, jantele pe 19 inci defavorizează puțin confortul pe care îl resimți la bord, pentru că atunci când ai mașina echipată cu aceste jante, o parte din gropile sau denivelările asfaltului se simt în interior.
Pe de altă parte, cu aceste jante, mașina arată foarte, foarte bine și e clar că trebuie să existe un compromis undeva. Un alt aspect ține mai degrabă de nivelul de echipare. Așa cum probabil că ai observat deja, mă aflu într-un Nissan Qashqai echipat într-o versiune superioară. Aceasta se numește Tecna și printre multe altele îți oferă în standard și această tapiserie cu un șezut al scaunelor foarte, foarte frumos imprimat și cu o texturare 3D dacă vrei. În plus, atât panourile portierelor, cât și această suprafață care înconjoară consola centrală și zona selectorului sunt îmbrăcate în piele și au aceste cusături contrastante care sigur, sigur îți atrag atenția. Mai mult decât atât, în standard beneficiezi de o tapiserie în culoarea neagră. Dar dacă vrei un plus de personalitate, poți opta, fără niciun fel de cost suplimentar, pentru această culoare foarte, foarte frumoasă a unei prune coapte, cred. Așa cum probabil că poți observa, volanul este și el redesenat. În completarea acestui design vin și fețele portierelor. Pentru cei care apreciază un sunet de calitate, mașina poate fi echipată și cu un sistem de sunet oferit de Bose, cu un subwoofer în portbagaj. Tot la capitolul noutăți, putem puncta și gurile de ventilație ale sistemului de climatizare. O altă premieră pentru Nissan în Europa este prezența unui reglaj lombar pneumatic pentru scaunul șoferului. Acesta îți permite să reglezi zona lombară a scaunului pe patru direcții, astfel încât să îți găsești poziția optimă la volan și să scapi puțin de acea oboseală sau amorțeală pe care o întâlnești la drumurile mai lungi. Pur și simplu, ai aici, pe lateralul scaunului, câteva butoane prin care poți regla acest șezut lombar pneumatic. Tot spre finalul lui 2018, Nissan Qashqai a primit și noua versiune a sistemului de infotainment Nissan Connect. Deși dimensiunea ecranului de bord este aceeași, adică 7 inci, s-a renunțat la o serie de butoane fizice, iar tehnologia capacitivă care permite interacțiunea tactilă cu acest ecran este acum mult mai bună. În plus, la capitolul conectivitate, noul Qashqai sau noul sistem Nissan Connect ce echipează noul Qashqai beneficiază acum de compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto. Așa cum e normal, și Qashqai oferă conectivitate și compatibilitate cu principalele sisteme de operare ale telefoanelor mobile, adică Android Auto și Apple CarPlay. Iar această conexiune îți ușurează viața și te ajută să conduci în siguranță, fără a fi tentat de ecranul smartphone-ului. În concluzie, noua motorizare de 1,3 litri în cele două versiuni de putere, dar și prezența noii transmisii automate cu dublu ambreiaj, nu fac altceva decât să întărească și să consolideze poziția de lider pe care Qashqai o are în segmentul crossover-elor. Iar atunci când te gândești la întregul pachet care ține de siguranță, de rafinament și de confort, dar și de acest comportament dinamic pe care Qashqai ți-l oferă, eu zic că în continuare această mașină este alegerea câștigătoare.